Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul Dorin Brozbă, jurnalist, publicist, autorul unei cărți memorabile, carte care a ajuns deja la mai multe ediții, despre care o să vorbim și astăzi. E vorba de cartea Pandurii Târgu Jiu, o dragoste gorjeană. Bun venit sau revenit la emisiunea noastră! Bine v-am regăsit, domnule Cornel Șomăcu. Vă mulțumesc pentru invitație. Iată că sunteți, ca de obicei, prima televiziune care cuplează la evenimentele foarte frumoase ale Gorjului și acum, așa cum spuneai și tu, este vorba de cartea documentară în care sunt cuprinse acțiunile acestei frumoase grupări sportive vreme de 50 de ani, pentru că în 2012 echipa noastră dragă, Pandurii Târgu Jiu, care în această seară va avea un meci important la Giurgiu, în compania Astrei, a reușit, iată, să ne bucure pe toți și nu numai pe noi, gorjenii, și pe toată țara, prin ocuparea locului 2 anul trecut și cucerirea titulaturii de vicecampioană a României. Da, mai întâi să spunem că telespectatorii, adică să invităm să se uite la noi, iar după aceea să comute pe meci care pot să vadă meciul, având în vedere că e pe un canal mai puțin, să spunem așa, văzut în județ. Sigur, meciul va începe la ora 19:30 pe un canal de sport național, care mai puțin se prinde la Gorj, dar se pare că se poate viziona și pe internet, oamenii, bineînțeles, care au abonament. Dar până la acest meci mai este un pic, toată lumea are emoții. Sigur că echipa noastră merita, nu numai prin performanța pe care a realizat-o anul trecut, și prin faptele sale, prin rezultatele sale de-a lungul celor 50 de ani. Eu, ca autor, iată că am reușit cu multe eforturi financiare să scot în exemplare puține, de fapt, ediția a treia a cărții, pentru că spuneai tu că mai multe ediții, să nu se înțeleagă că avem a 30-a, 40-a ediții, pentru că... Nu, noi îți dorim cât mai multe ediții, pentru este că... Este ediția a treia, prima ediție... Oricum, e mai stufoasă de la o ediție, sigur, la alta. Am lansat-o în prima ediție pe data de 30 martie 2004, când, de fapt, titlul cărții mele de atunci, Pandurii Târgu Jiu, o dragoste gorjeană, a fost preluat și de conducerea echipei și iată că ați văzut și dumneavoastră pe fulare, pe unul port și eu aici cu mult drag, pe căciulițe și pe multe însemne ale clubului, există această titulatură Pandurii Târgu Jiu, o dragoste gorjeană, pentru că, așa cum mi-am propus eu în urmă cu 10 ani de zile, Pandurii Târgu Jiu, chiar la ora când vorbim noi acum, în 2014, este chiar o dragoste gorjeană adevărată, prin faptele sale deosebite, prin munca oamenilor de acolo, prin munca sportivilor. Unii dintre ei s-au și retras între timp, au devenit antrenori, iar alții, și aici mă refer la Alexandru Maxim, evoluează cu mult succes în Bundesliga la VfB Stuttgart și ne bucurăm de acest lucru, că iată jucătorii noștri importanți care au trecut pe aici, le-am făcut noi o mare bucurie prin realizarea acestor rezultate deosebite. Ne vom întoarce la carte, să spunem telespectatorilor că au șansa să câștige acest exemplar, este un premiu oferit chiar de invitatul nostru, deci această carte va fi a telespectatorului. Sigur, cartea are 480 de pagini, este scoasă în policromie, iar undeva pe coperte se află chiar acea frumoasă cupă oferită conducerii echipei noastre anul trecut. Pentru că a fost vicecampioană, nu? Da, pentru vicecampioană, de către Alexandru Boc, fostul vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Cum puteți să câștigați, atenție, cum puteți să câștigați această carte? Trimiteți SMS, l-aveți acolo afișat pe ecran, 0766554870 și puneți o întrebare invitatului nostru despre panduri. Deci, atenție, o întrebare despre istoria pandurilor, despre prezentul pandurilor, că este trecut, prezent și viitor, dragoste gorjeană. Să fiu mai direct, cea mai interesantă întrebare va fi selectată și noi vom trimite telespectatorului această carte prin poștă, ca să nu mai facă drum până la Târgu Jiu.
cu câteva cuvinte scrise de către mine. Deci cu autograful dânsul. Autorului. Deci avem două motive să stăm și lângă emisiune, în același timp să avem să câștigăm și un premiu. O carte, o să vedeți, o carte foarte interesantă, cu foarte multe imagini document. De fapt, o parte din aceste imagini o să le vadă telespectatorii și mărite, pentru că Dorin Brăzbu a venit în armat, cum s-ar spune, și cu aceste imagini, dar puțin mai încolo. Mai întâi, haideți să vorbim puțin despre povestea acestei cărți și mă gândesc la un lucru, a spune eu, foarte important. E clar, e o jumătate de vea de istorie, o istorie însă care abia în ultimii ani a atins cumva, suntem de remarcat la nivelul țării. Să fii vicecampioana României nu este la îndemâna oricui, mai ales să te califici și în grupele Europa League, e cu atât mai important. Domnule Cornel, încă de la început trebuie să fiu foarte precis. Eu când am început cartea, în 2003 am început documentarea, iată că s-au scurs aproape peste 10 ani. Această carte conține munca mea, sigur că nu am stat numai de această carte, eu am mai făcut și alte lucruri, se întinde pe o durată de 11 ani. Sigur, Pandurii Târgu Jiu nu a fost și încă nu este un club de talia, să spunem, Steaua, Dinamo, Rapid, pentru că a fost o echipă mică. Pentru mine, ca autor, eu nu mi-am propus încă de atunci să dedic cuiva, să scot pe cineva special în față, cineva, mă refer la persoană individuală. Pentru mine, conducătorii și sportivii acestei frumoase echipe au aceeași valoare, inclusiv acei fotbaliști care în 1992 evoluau în campionatul județean, pentru că trebuie să fim direct și să fim realiști. Echipa noastră în 1992, din păcate, a gustat din plin și amărăciunea campionatului județean. Și atunci, în 2003, am pornit documentarea mea despre Pandurii. Sigur, primul drum a fost la sediul clubului. Nu am avut ce să găsesc, pentru că, din păcate, de-a lungul vremii nu s-a ținut o arhivă clară a acestei grupări fotbalistice, care este, de fapt, echipa Fanioana Gorjului, și am fost nevoit să găsesc fotbaliștii din acele vremuri, foștii conducătorii, și aici mă refer la domnul Eugen Tomescu, care a condus foarte mult în o vreme de aproape 15 ani echipa la începuturi, la prima promovare în divizia B. I-am găsit cu destul de multă greutate, pentru că dânșii sunt niște oameni care au o vârstă, pe vremuri acele aveau 70-70 ceva de ani. Din păcate și din nefericire, o parte dintre dânșii au părăsit această lume, dar au apucat să citească și să se regăsească în primele două ediții, din 2004 și 2005. Am găsit pe acest domn Eugen Tomescu, care era foarte bine documentat, avea și destule programe de meci. Am descoperit și pe domnul Cornel Grama, capitanul din 1962 al echipei, pe domnul Vasile Cernitoiu, pe domnul Doru Rață, pe domnul Manole Băloi, unul dintre tinerii de atunci care a făcut propunerea autorităților din acele vremuri să echipele CIL Târgu Jiu și Flacăra Târgu Jiu, reprezentantele CIL Combinatului de Lemn și al Petrolului Flacăra, să se unească și cu jucătorii cei mai buni și să poarte numele de Pandurii. Și într-adevăr, Pandurii Târgu Jiu, pentru că vedeam zilele trecute prin presa centrală că anumite persoane și-au permis să registreze Pandurii Târgu Jiu nume propriu la București, la OSIM. Este un lucru ne la locul lui, să nu spun mai multe lucruri eu aici, și Pandurii Târgu Jiu nu poate să schimbe nimeni niciodată numele acestei echipe, care este, a intrat în conștiința oamenilor. Știți dumneavoastră bine că în 1990 și se punea problema să se schimbe și numele Stelei și alu Dinamo București, a și încercat acest lucru și până la urmă cineva cu cap și-a dat seama că aceste mari echipe, cum este valabil și la noi la Târgu Jiu, la Gorj, nu pot să schimb peste noapte că vrea cineva anume. Cred că sunt deja un brand, n-are rost sigur să faci o schimbare. Pot să spun, fără teama de a greși, că la ora când vorbim noi astăzi, 10 martie 2014, brandul numărul 1 al Gorjului, de departe, este Pandurii Târgu Jiu. Punct. Da, și deci nu am văzut și o altă declarație mai ciudată, că dacă va fi nevoie vom renunța la această denumire. Nu se poate renunța la această denumire. Sigur, oamenii până s-a documentat, între timp am înțeles de la conducătorii actuale a echipei că s-a rezolvat
această problemă și nimeni nu-și mai permite și nimeni nu... Că erau vorba că se cere o anumită sumă, nu. Echipa va rămâne în continuare, se va numi Pandurii Târgu Jiu, pentru că așa este normal să fie. Este un bun al tuturor gorjenilor, în primul rând, și acum, din fericire, și al țării, pentru că o echipă care a participat cu rezultatele ei mai puțin, mai puțin bune în cupele europene, a participat și ne-a făcut cinste acolo unde a fost. Haideți să rugăm colegii din regie să vedem câteva imagini din cartea pe care o relansez tu, de fapt, în această săptămână despre pandurii. Deci o să rugăm colegii să dea drumul la imagini și să ne spui despre ce este vorba. Da, aici este echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu din 1962. Acolo unde v-a sus în picioare este marele antrenor Tudor Paraschiva. Aceasta este echipa care a promovat în divizia B în 1977, unde îl vedem și pe selecționarul actual al echipei naționale, Victor Pițurcă. Aceasta este persoana mea în septembrie 2003, când am început documentarea. Prima lansare a cărții în 30 martie 2004, unde vedem și pe regretatul scriitor Alexandru Doru Șerban. Aceasta este echipa de fotografia de la 11 iunie 2005, când echipa noastră a reușit marea promovare în prima divizie la Drubeta Tunu Severin. Aceștia sunt pionierii fotbalului pandurist. Aici în prim plan îl avem pe portarul Constantin Niculescu și Doru Rață. Iar aici, 30 martie 2004, Doru Șerban cu mine și cu fotbaliștii de atunci, cu Emil Sândoi, din echipa din 2004. Aceasta este echipa de anul trecut, vicecampioana țării. Este o fotografie realizată chiar în martie 2013, în primăvara anului trecut. Aici este sărbătoarea din 2012, în decembrie, când s-au aniversat 50 de ani de existență a echipei. Aici, capitanii Pandurilor din 1962, domnul Grama și Osman Viera, celebrul nostru din fundaș 2013, care a plecat în Turcia. Aici e autorul cărții cu doi internaționali de bază ai naționalei, aici Maxim și Răduț. Aici veteranii noștri, uitați, domnul Dorobanțu, Păuna, Grama, Cernitoiu, domnul Grofu. Și din 29 mai 2013, seara când noi am reușit să devenim vicecampioni României. Aici eu, Brozbăr, în Ucraina, la Dnepr, când am fost cu echipa în noiembrie 2013 și mă bucur că am ajuns pe acolo. Și aceasta este coperta cărții noastre, ediția a treia, unde am pus la loc de cinste coloana infinitului care reprezintă Târgu Jiu peste tot, aniversarea echipei acolo în emblemă și frumoasa cupă care se găsește în vitrina cu trofee a pandurilor. Da, având în vedere că imaginile s-au derulat extrem de repede, o să rugăm colegii din regie să mai reluăm aceste imagini pe parcursul emisiunii, tocmai pentru ca să le vadă foarte bine telespectatorii. Sunt imagini document, imagini sigur, de care e nevoie și să ne legăm de această dragoste gorjeană care este Pandurii Târgu Jiu. De fapt, cred că în ultimii ani a rămas chiar o dragoste olteană, având în vedere că este practic singura echipă de Liga 1 din Oltenia. Sigur, zâmbeam zilele trecute că vedeam o emisiune pe la o televiziune oltenească că Universitatea Craiova, echipa Fanion a Olteniei. Nu știu ce înseamnă echipa Fanion. Îmi pare rău, și eu am fost un suporter al echipei din Craiova, dar la ora actuală suporterul înrăit al acestei echipe nu știe cu ce echipă să țină, de fapt. Pentru că una dintre ele, care e mai sus, CSS-ul, este deja contestată de foarte mulți oameni de fotbal, iar cea de-a doua de-abia să ține, să trăiască de azi pe mâine. Revenind la pandurii noștri, pentru că emisiunea de astăzi este dedicată pandurilor, vreau să vă zic că cartea numărul 1 a fost editată în data de 30 martie 2004, iar cea de-a doua ediție am fost un pic forțat să o fac mai repede decât mă așteptam prin promovarea echipei din 11 iunie 2005, când știți și dumneavoastră și nu numai dumneavoastră, și o seamă de oameni, când 7.000, probabil pandurii peste foarte, foarte multă vreme vor mai avea 7.000 de suporteri din deplasare, când pur și simplu Mehedințul a fost invadat, cum îmi place mie să scriu acolo în carte, de cetele de panduri, acolo cu mic, cu mare, să încurajeze echipa.
Și din câte știți dumneavoastră, am reușit să învingem pe echipa severinană, care nu a fost nimic aranjat, pentru că și acum, îmi spune mine, dumne, a fost aranjat, nu. Pentru că echipa respectivă a retrograt în Liga 3-a, iar noi am promovat în prima divizie. Știu că în zilele ce au urmat și în carte am reușit cu sprijinul dragului meu prieten Vasi Pleșa, unul dintre oamenii fotografii de mare calitate ai Gorjului, să introduc în carte cât mai multe fotografii de la acel eveniment istoric, trebuie să fie, pentru că a fost visul generațiilor întregi de fotbaliști de la Pandurii și a suporturilor din Târgu Jiu, ca odată și odată să ajungem și noi să jucăm în prima ligă. Am lansat cartea cu 3 zile înainte de primul meci în Divizia A, pe data de 4 august 2005, cu sprijinul unui om deosebit din Timișoara, domnul director Teofil Gherasim, care, așa cum vă dați și dumneavoastră seama, deși locuia și locuiește în Timișoara, este un suporter al echipei noastre și ne-a sprijinit în acel timp să prezentăm acea carte. Iată că evenimentele au trecut rând pe rând, echipa noastră a promovat în prima ligă, a avut un debut nefericit, știți și dumneavoastră atunci că retrogradasă, am avut norocul ca să fie retrogradată Sportul Studențesc, care nu-și plăsise datoriile către stat, iar după aceea a mai venit o retrogradare în 2010, când conducerea a făcut ce a făcut și a reușit să transfere pe internațional Curtea de Argeș de la Pitești la Târgu Jiu și să devină nou acei jucători deosebiți, care iată și aici îmi vine minte acum Chiricheș și Pintili, care erau jucătorii acelei echipe. Sigur, da. Ei erau atunci anonimi și iată că la noi și Danistor mă refer și iată că ei sunt unde sunt, ne mândrim cu ei pentru că oriunde ar ajunge ei, fie la alte echipe, fie în străinătate sau la echipa națională, nu vor tăgădui niciodată că ei au crescut în valoare aici și pe stadionul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu. Atunci rezultatele, iată că au venit nesperat de bine. Sigur că oamenii care au fost alături de echipă și să știți că undeva în carte am și un interviu de 2-3 pagini cu domnul primar Florin Cârciumaru, care este printre puținii primari din țară care a fost atât de apropiat echipei și nu neapărat problemele de administrare a echipei și problemelor care derivă din baza sportivă. Și aici mă refer la stadion, care știți și dumneavoastră că în 2005 arăta groaznic, de nu rău groaznic, și a trebuit să se facă eforturi deosebite, nu numai din partea primăriei și a Consiliului Local și altor unități de aici din Târgu Jiu, nu știu dacă mai există acel șantier 4 din Vădeni, care ne-a dat o mână de ajutor și în numai 3 luni de zile am reușit să omologăm acest stadion, pentru că era pericol atunci și primul an de primă ligă să nu jucăm la Târgu Jiu și se propunea să jucăm la Râmnicu Vâlcea sau la Severin, ceea ce nu cred că era normal ca o echipă care promovează și ea săraca după atâta vreme să nu poată să-și desfășoară meciurile chiar în fața suporterilor săi. Iată că timpul a trecut, s-au făcut niște achiziții, există și o bază de tineri acolo, un centru de copii și juniori și câțiva dintre ei, și aici mai referi la Marian Pleașcă, care este produs 100% al echipei, și mai referi și aici la Florin Popete, care la timpul lui a ajutat foarte mult echipa, la portarul Bălăieț. Acum îmi vine mie în minte, sunt și jucători de-ai noștri care au pus umărul la această performanță, bineînțeles și cu sprijin extern, ca să fim realiști, cu jucători adus de afară, pentru că, din păcate, la ora actuală, o echipă care vrea să facă performanță, cel puțin în România, nu poate să facă, să ajungă sus acolo unde își dorește fiecare, cel puțin în primele trei, fără achiziții de jucători străini, bineînțeles, jucători de valoare, așa cum am avut noi până acum 2 luni de zile pe Eric de Oliveira, brazilianul, care, iată, l-am luat de la media și un anonim aproape, că nu a făcut să mare lucru și doar în câteva luni a reușit să ștripleze prețul și să găsească și el un contract mai bun afară în Arabia Saudită. Trebuie să spunem telespectatorilor
spectatorilor, deci încă o dată, cei care au trimis SMS cu întrebări interesante, dintre ele se va face selecția pentru premiu, o carte, Pandurii Târgu Jiu, o dragoste gorjeană, de Dorin Brăzbă. Și vom comunica chiar în seara asta. Da, bineînțeles. Sigur că da. Două mesaje. Cineva vă întreabă, câți jucători a dat Pandurii altor echipe? Foarte mulți a dat jucători, nu aș putea să spun exact pentru că nu mă uit în actele echipei, nu am eu acces acolo, dar cel puțin la ora când vorbim avem foarte mulți jucători și aici mă refer, ce-mi vine acum în idee, este portarul Lazar, care acum a apărat extraordinar la Botoșani, a apărat sub culori de botoșanilor, și avem și la Cluj-Napoca, avem și la Craiova, avem și la Severin, plus jucătorii care au fost dat la echipa a doua și la echipele noastre de divizia C din județ, pentru că în primul rând trebuie să joace meciul și întotdeauna când unul dintre ei confirmă acolo, poate fi cooptat în primul lot al Pandurilor. Domnule Brăzbă, da. Ce șanse au juniorii la Târgu Jiu? O bună întrebare, este bună întrebare. Eu am vizitat o bază materială deosebită. Acum nu sunt eu în măsură să stabilesc criteriile de selecție și cum sunt ei promovați. Cert este că la ora când vorbim sunt 3-4 jucători care sunt cooptați în lotul legit al echipei și din câte am discutat cu câteva persoane apropiate din conducerea echipei, au și siguranța de a și juca. Nu neapărat titular, dar și juca în prima ligă. Sigur, este foarte greu să prinzi echipa când echipa merge bine. Deocamdată noi suntem pe locul 4, suntem sus acolo și e foarte greu să scoți pur și simplu un jucător care merge bine în angrenajul echipei, adică dă randamentul pe care cere antrenorul și probabil cu noua conducere, am înțeles că de două zile este un tânăr om de fotbal al Gorjului care este președintele clubului, domnul Mihai Prunariu. Sigur, dânsul are avantajul că știe bine fondul de jucători tineri și probabil cred că asta va fi politica imediată a clubului, să promoveze tinere speranțe în lotul primei echipe și bineînțeles dacă dau randament, pentru că aici nu se mai poate aștepta ca să vedem noi dacă jucătorul odată a fost răcit, odată îl durea piciorul stâng, trebuie în primul rând când intri să dai randament și să dai randament înalt, pentru că nu numai noi suporterii gorjeni și suporterii din întreaga țară, să știți că cu ocazia participării noastre în cupele europene am avut frumoasa surpriză să constat că sunt oameni din țară și să știți că din orașe, de exemplu din Ploiești, sunt doi oameni din Ploiești care simpatizează foarte mult pe Pandurii Târgu Jiu, deși ei au o echipă foarte bună acolo la Ploiești. Oameni din București, oameni din Brașov, și asta datorită rezultatelor deosebite pe care le-a realizat echipa în ultima perioadă. Sunt sigur că și de acum înainte, pentru că sunt aceiași susținători ai echipei, care au fost și până acum, vor face lucruri frumoase și spectatorii și telespectatorii vor avea privilegiul să găsească pe ecrane televizoarelor și la stadion. Ar fi de preferat să vină cât mai multă lume și la stadion, pentru că este frumos, să vedem și spectacol, pentru că așa cum scriam eu undeva, bineînțeles mă refeream la echipa de anul trecut, Pandurii a reușit, iată, să fie denumită de anumiți ziariști din presa centrală, ca fiind un fel de Barcelona a României. Așa era atunci. Sper că le va reveni pofta de joc, să sunt sigur, pentru că în mare lotul nu a suferit prea mari schimbări și încet, încet își vor intra pe făgașul la care noi ne așteptăm, adică pe făgașul performanțelor. Da, un alt telespectator urează succes echipei Pandurii astă seară în confruntarea de la... Și noi urăm mult succes pentru că e normal să-i urăm. Da, și alt telespectator spune așa, o echipă așa frumoasă ca a noastră, Pandurii Târgu Jiu, poate face din nou performanță care a făcut-o anul trecut. Iubesc Pandurii și îmi doresc enorm această carte. Asta era mesajul suplimentar. Sigur. Deci întrebarea era dacă se va mai putea repeta performanța de anul trecut. Nu putem fi, că nu suntem copiii lui mama Omida să ne dăm seama. Sigur că da, cine nu aș vrea, în primul rând din conducerea clubului și jucătorii sunt primii care vor, pentru că cu cât termină mai sus în clasament, câștigă și mai mulți bani și avem șanse de a participa în cupele europene, unde le crește și lor cota, pentru că vrând nevrând și acum, la ora actuală, în lotul nostru, avem 2-3 jucători care probabil din vară nu-i vom avea, pentru că așa e normal. Asta este, de fapt, acum fotbalul în special este o afacere, este o mare afacere.
Și asta este realitatea, nu spun eu aici că am venit eu și am descoperit paradisul. Deci asta este, orice jucător își vrea mai mult, mai ales că au exemplele din anii care au trecut, jucători, uitați-vă pe Chiricheș care e la Tottenham deja, maxim este în Germania, iar fiecare dintre jucătorii noștri își doresc acolo. Sigur, a fost un început mai slăbuț acum în retur, și din cauza terenului și din cauza unor echipe foarte rele pentru echipe care au nevoie de puncte și jucătorii sunt atâtea lucruri, nu s-au obișnuit, joacă în alt sistem, au mai venit și alți jucătorii din alte parte care până se acomodează cu angrenajul echipei, dar sunt sigur și dacă nu va fi să fie un rezultat bun în această seară, sunt sigur că echipa va evolua bine, un fotbal spectaculos, pentru că să fie, decât să joci prost și să bubui, să iei un punct amărât acolo și să nu știe nimeni, mai bine zic, dom'le, am jucat spectaculos. I-a ieșit foarte bine la Brașov când am învins, iată, atunci cu 5-2 și de atunci parcă a fost un făcut, n-am mai obținut nicio victorie. Sperăm să facem acest lucru, să ne bubuim în meciul cu Astra Giurgiu, pentru că nici acești jucători de la Astra nu sunt zmei. Și săptămâna viitoare vom avea un meci, se pare, mai ușurel cu Concordia Chiajna, deși și această echipă are rezultate bune. E acolo jos, la retrogradare. Da. Eu mi-am propus în această carte și în această carte toți oamenii, toți suporterii echipei și nu numai din județul Gorj, pentru că am fost sunat și din țară, chiar din Târgu Mureș a solicitat cineva cartea. Sunt prinse toate rezultatele din prima ligă a Pandurilor, începând din data de 7 august 2005 și până anul trecut sunt 268 de meciuri. Până atunci, până în data de 29 mai 2013, când noi am disputat partida cu numărul 268 și a fost cu noroc că am terminat 1-1 și știți că am reușit să ocupăm locul 2, o performanță care și acum, după atâta vreme, după mai bine de o jumătate de an, mi se pare ceva deosebit. Meritul este al tuturor și al oamenilor care întotdeauna au fost lângă echipă, pentru că inclusiv în acel ultim meci cu Astra, știți bine că echipa Astra ne conducea cu 1-0 și parcă la un semnal, pentru că nu dă nimeni semnal. Oamenii au simțit momentul mai slab al echipei, au început încurajările numai la Gorj când vor, oamenii fac acest lucru și, din câte știți, ați văzut că a egalat lemnarul, de fapt a fost egalul câștigării locului 2. Am făcut și niște modificări la partea de început a echipei, am introdus toți foștii jucători și nu am uitat pe absolut nimeni, oamenii care, și aici mă refer la frații Mihuți, la Dorian Gugu, la Sorin Vitilescu, autorul primului gol din divizia atunci în 7 august 2005, și bineînțeles pionierii, ca așa îmi place mie să le zic, seniorii echipei de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Mai sunt, după știința mea, vreo 7-8 supraviețuitori din echipa de început a Pandurilor. Sunt niște oameni care au probleme serioase de sănătate, au în jur de 80 de ani și sunt sigur când voi face o lansare oficială, bineînțeles, o să discut în zilele următoare și cu noua conducere a clubului, în așa fel încât să facem o lansare frumoasă acestei cărți, pentru că eu în primul rând am făcut această carte și pentru echipă și pentru suporteri și cu acest prilej aș vrea să fac și o întâlnire de suflet a suporterilor cu echipa, pentru că așa este normal, suporterii să fie întotdeauna, nu se vadă echipa numai din tribune, și să o vadă și aproape, să o cunoască, să facă fotografii, să-și ia autografe la fotbaliști, pentru că nu mi-am pus eu că această carte mi-aparține mie total, această carte aparține acestui fenomen Pandurii Târgu Jiu, care are, iată, o vechime de 52 de ani. Da, colegii din regie îmi spuneau că nu numai echipa are față europeană și a jucat în Europa, dar și cronicarul cărții îl bate pe Ilie Dobre la debitul verbal. Sigur, bietul Ilie Dobre este acolo unde este bine. Să știți, voi râdeți, dar să știți că eu l-am cunoscut personal pe Ilie Dobre. Eu zic că e un motiv de mândrie. Este profesor de istorie ca și tine, dacă nu știai, este din Telorman. Și să știți că Ilie Dobre este autorul și a peste 30 de cărți foarte reușite, după aceea a intrat el în comentarii și iată că râde lumea de Dobre, că țipă, că urlă, iată că Dobre a depășit 25 de ani de activitate la Radio București, ceea ce nu este ușor.
Revenim la... Dacă o glumă peste ani, dacă un alt oltean foarte celebru, Sebastian Domozină, cel care transmitea Craiova și care la un moment dat, pe când era marele teașcă la Craiova, s-a întors spre el în tribuna oficială. E o glumă care circulă, că nu poți să joace pe atât de repede cum comentează Sebastian Domozină. Așa, Pandurii ar trebui să joace cu, la modul cum, zi, cum vorbești tu și va fi foarte am bine. Am avut norocul să-l cunosc personal de mai multe ori și pe răpăsatul Sebastian Domozină. Nici nu vine să cred, iată, sunt 17 ani de la dispariția sa. A murit în 1998 și avea o vârstă de, abia nici nu plinise 60 de ani de vârstă. A dispărut după o boală cumplită. Și să știți că Sebastian Domozină era un om atât de modest, de, stăteai de vorbă cu dânsul și nici nu puteai să-ți dai seama că e acel mare om care pune în fierbere milioane de ascultători. Așa cum spuneam, în această carte am căutat foarte mult să fiu echidistant. Eu nu mi-am propus în această carte să scot pe cineva anume în evidență. În primul rând, mi-am propus să scot în evidență fotbaliștii. Acești, adică echipa, cei care, artiștii de pe gazon. Acești oameni, artiștii de pe gazon, bine ai zis tu, artiști, pentru că sunt niște artiști. Repet, pentru mine artiști au fost și acei băieți care în 1992 au luat un campionatul județean. Pentru mine au fost artiști și băieții la care am asistat și eu la meciul, la invitația clubului din deplasare de la Dnepropetrovsk, unde am găsit niște lucruri interesante acolo. Și am fost lângă echipă, am avut și eu șansa și norocul să văd cum se desfășoară o deplasare, o echipă. Să știți că este foarte mult de muncă și asta mă refer la oamenii care sunt în spatele echipei. Nu mă refer numai la fotbaliști. Bagaje, lucruri, toate documente și multe, multe lucruri, mai ales când pleci într-o deplasare de cupă europeană și am văzut acolo ce pretenții solicită UEFA când dispuți o partidă de asemenea grad de valoare, pentru că atunci când joci cu echipe din Italia, din Portugalia, ești deja la un nivel foarte înalt. E o problemă legată de aceste jocuri din cupele europene, regretul suporterilor de la Gorj, că faptul că nu văd echipa, dar cu cât fazele sunt mai importante, cu atât echipa va trebui să joace în altă parte, pentru că stadionul nostru nu face față cerințelor europene. Ai foarte mare dreptate, din păcate nici stadionul din Craiova nu era omologat, nu putea să joace nici la Severin, nici la Râmnicu-Vâlcea și nu aveam altă soluție, și nici la Sibiu, nici la Petroșani, nici vorbă. Și singura soluție era Ploiești, București, Timișoara și atunci am găsit, atunci am găsit și din câte am înțeles de la conducătorii echipei, s-a găsit înțelegere la primăria de la Cluj-Napoca, pentru că Cluj Arena este un stadion extraordinar. Eu am și fost pe el, nu cu echipa, am fost așa, l-am vizitat și am înțeles că oamenii de acolo chiar au pus cu mult drag stadionul la dispoziție și nu ne-au cerut nu știu ce chirie, pentru că se dă o chirie așa deosebită și chiar în Ucraina conducătorii noștri și fotbaliștii au avut dorința ca oamenii care se ocupă de destinele acestei arene să fie și, uitați, aceste două fete sunt în conducerea administrativă arenei de acolo, de a lua și pe aceste fete și pe acești oameni și inclusiv clujenii, cel puțin suporterii echipei Universitatea Cluj-Napoca, sunt fani și sunt oameni care apreciază pe Pandurii Târgu Jiu și fotbalul care l-a jucat. Vă aduceți noastră aminte de meciul acela frumos cu Fiorentina, chiar dacă am fost învinși până la final. A fost ceva deosebit, s-a jucat frumos, toate meciurile au fost, chiar și înfrângerea de la Dnepr cu 4-1, și așa nu mai era miză, dar s-a jucat frumos, deschis, n-avea rost să stai în apărare, să te bubui mingea prin tribune, să faci un 0-0 și să că ai făcut treaba. Da, s-a tot vorbit despre faptul că aici s-a văzut lipsa de experiență a echipei, cu o experiență mai mare câștigată în cupele europene, poate se putea obține chiar mai multe decât s-a obținut. Cu toate acestea, a fost surpriza. Dragul meu, știu, așa este. Îmi dăm voie să te contrazic, păi ce să ne punem noi? Sigur că am jucat, repet, am jucat frumos, minunat și a fost un lucru frumos. Dar ce să te pui cu Fiorentina, de pildă, care numai un jucător costă 40 de milioane, cât trei echipele noastre. Ce te pui la Dnepr când au pe Lublianca, Conoplianca,
acel mijlocaș stânga, care este diavol, ca să zic așa, și am înțeles că deja are oferte de la Manchester United, de la Bayern München, chiar de la Real Madrid. Și, bine, sigur, asta n-ar să trebuie să ne simțim inferiori, că avem și noi la Tottenham. Nu ne simțim inferiori, inferior, exact cum plec eu la întrecere cu contraband și hai să facem așa, și unul cu mașină de aia lux și să aici, domnule, o mașină se numește, care are patru roșii și un volan. Trebuie să fim realiști și jucătorii, sigur că au făcut ce au putut. Chiar la Dinepre, acolo, care știi și tu că s-a tras în grupele, a fost Fiorentina prima grupă, Dinepre, exact așa s-a și întâmplat. Cum a fost tras în grupă? Pentru că nu întâmplător, spun ceva aceste grupe valorice. Asta a fost să fie. Chiar probabil puteam să terminăm pe locul 3, că din câte ați văzut și voi, acea echipă portugheză nu a fost la nivelul Bragăi pe care noi o eliminasem. Dar am avut și probleme de lot și aici m-aș referi la acest Matulevicius, care de bine de rău era vârful nostru, care băga mingea în poartă. Și iată că, din păcate, nici acum nu-l avem valid și am înțeles că probabil va juca ultimele 3-4 etape. Da, deci, efectiv, nici în acest început de retur nu vom putea miza pe el. De aceea trebuie să avem permanent câte 2-3 jucători pe post. Așa e normal la o echipă mare. Mă uitam și la ucrainieni atunci pe bancă, că cele 3-4 vedete lor nici n-au jucat. Pentru că meciul nu mai avea miză și aveau jucătorii de rezervă care erau din Spania. Și această echipă din Ucraina are pe acest spaniol antrenorul care câștigă 3 milioane de euro contract pe an. Gândiți-vă că acest om s-a antrenat din Anglia, de la Tottenham a venit acolo și jucătorii aveau salarii, am discutat și noi cu ziariștii de acolo, ne-au spus, aveau salarii foarte, foarte mari și era și o bază puternică, un stadion extraordinar, parcări, aeroport, ceea ce, din păcate, probabil, din câte am înțeles de la conducerea județeană actuală, am înțeles că s-au pus din nou bazele realizării acelui aeroport de care tot ne amintim noi de vreo 10-15 ani, de la Stănești. Bine, noi vorbeam în ultimii ani și de un stadion la nivel de calitate europeană, ba pe actuala locație, ba undeva la Drăgueni, dar deocamdată nu se mai vorbește nimic de această Nu se vorbește, idee. Domnul Cornel Șomăcu, pentru că un stadion cât de modest și normal, dacă faci un stadion, faci și la cerințele de acum. Înseamnă 20-25 de milioane. Nu, vă spun eu, 50 de milioane. Nu, ne-a spus ucrainienii care l-au făcut relativ de vreo 7 ani de zile, 45 de milioane a costat acum 7 ani de zile. Hai să zicem 50 de milioane de euro. Gândiște că totuși Gorjul este un județ sărac, nu suntem Prahova, nu suntem Brașovul, nu suntem Timișul, să ne putem permite, și nu avem nici bugetul așa ceva, să ne permitem acest lux. Pentru că ar fi minunat să avem un stadion așa cum aminteam și sigur, probabil nu va mai fi, dacă se va face o dată, nu va mai putea fi pe această locație, pentru că regulile internaționale cer ca stadioanele, arenele să fie în afara orașului. Avem mai multe mesaje, o să le citești și să și selectăm pe cel care câștigă. Spune un mesaj: Panduri e o echipă renumită în acest moment după aventura europeană, care a fost una foarte frumoasă. Ce credeți că este o pierdere plecarea lui Condescu? După joc mi se pare că da, dar totuși fanii care iubesc această echipă trebuie să meargă, să fie alături de echipă împreună și nu numai în momentele bune. Sigur, aveți mare dreptate, nu sunt în măsură să stabilesc conducerea echipei. Într-adevăr, domnul Marin Condescu a avut, exact cum sunt și domnitorii și șefii de stat, a avut meritele dânsului. Probabil conducerea de acum a considerat că este nevoie și de o schimbare. Nu sunt eu omul, eu sunt un simplu autor de carte. Eu am scris nu neapărat de Condescu, n-am scris de Olteanu, n-am scris de Tomescu, foști conducători. Dânsul sigur va rămâne în istoria echipei și sunt sigur că și oamenii de acum, și domnul Prunariu, și am înțeles cam tot același staff, domnul Părvulescu, domnul Daniel Băloi, oameni care nu trebuie să mai învăț eu sau altcineva ce au de făcut, știu foarte bine ce au de făcut, avem și un antrenor deosebit pe Cristi Pustai. Sigur că ne vor mai trebui niște jucători, dar acum deja e prea târziu, descurca cu ce avem până în primăvară. Sunt sigur, și am vorbit recent și cu domnul Părulescu, că echipa, deși are concurență mare, obiectivul este locul 4, pentru că trebuie să fim realiști, ăsta e locul ei, acum locul 4. Și probabil, datorită faptului că Petrolul, Dinamo,
Steaua sunt deja în semifinalele Cupei României. Una dintre acestea va câștiga și Cupa va juca direct în Europa League, iar noi vom avea posibilitatea să dăm baraj pentru... Un alt mesaj, da? De ce a plecat Lemnaru? Pandurii nu termină în primele șase, spune cineva. Este posibil, Lemnaru este împrumutat la Universitatea Cluj pentru că, repet, clubul Pandurii are o relație deosebită cu conducerea acestei echipe. Asta este. Poate el se simte mai bine acolo. Altcineva spune, Pandure are nevoie de un atacant. Cu puțin noroc termină pe patru, cum spuneai și tu. Sigur, să știți că și la echipele mari, adunări și pe Barcelona și pe Real Madrid, trebuie să ai și un pic de noroc. Mi-aduc aminte că tot avem vorba de noroc, de aceea finală dintre Bayern și Manchester United și bine cum a pierdut Bayern în minutul de prelungire Liga Campionilor. Au fost mai multe mesaje, ne apropiem de finalul emisiunii, că intră colegii peste noi de la dedicații. Care dintre mesaje ți s-a părut cel mai inspirat? Păi, mesajul cel mai inspirat a fost acel domn mai înainte, care îl citeai tu, probabil scrie și numele. Așa. Câți jucători a dat pas sau nu? Da. Deci, da. Întrebare, toate sunt bune, dar asta mi s-a părut interesantă, cât jucători. Sigur că echipa nu poate să țină, deci, deși are sub contract. O să spun, nu e semnat, dar o să spun totuși numărul de telefon. Dânsul este câștigătorul 0761-669-721. Da, dânsul va găsi, dânsul va găsi această, sau o trimitem prin poștă, deci dânsul să ne sune, să ne comunice adresa la care vrea să o primească, sau dacă ne comunică că trece dânsul pe la redacție să o ridice, cu sigur, atât mai bine. Regie. Va fi cu autograful autorului și, bineînțeles, o carte care cred că îi va face mare plăcere. Dorin Brozbă, ar fi fost multe altele de spus. Despre Pandurii nu e ușor de vorbit. Ai scris 11 ani la carte, cu siguranță va fi un alt și o altă ediție. Este ușor de vorbit, este greu de făcut rezultatele. De vorbit, toată lumea vorbește foarte ușor, este ușor. La fotbal și în general la politică se pricepe orice român. Sigur că da, probabil în zilele următoare vom anunța și când vom face o lansare. Aș dori ca această carte să fie lansată oficial în prezența conducerii actuale echipe, în prezența echipei și să fie și o întâlnire de suflet între echipă și suporterii, care, slavă Domnului, are destui la ora când vorbim. Mulțumim pentru prezența la această emisiune. Te mai așteptăm și cu altă ocazie, pentru că cărțile tale sunt destul de multe, așa cu siguranță vom mai reveni, vom avea ocazie să te invităm. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului, am vorbit de Pandurii, a fost Dorin Brozbă, mulțumim pentru atenție, la revedere!